Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul... Nu, scuzați-mă. Astăzi voi face un vlog pentru cele care au o problemă cu mine, în mod special Violeta și Alina Teodor, care ieri am înțeles că au fost pe live-ul lor și mă găseau pe mine vinovată și nu știau ce se întâmplă cu mine. Mai ales Violeta, care spune că m-am schimbat, dar prima dată îl voi lua pe Alina Teodor, care, să mă ferească Dumnezeu, eu nu știu de unde a apărut omul ăsta, atât de înverșunat și atât de băbălău și mincinos. De ce? El acum spune, domne, femeia asta nu se poate cu pandele. A ajuns să-și pună copiii pe Facebook și familia ca să-i înjure lumea. Păi știi cine înjură copiii? Unii ca voi. Atât. Niște oameni raționali și cu mansarda ok, nu s-ar fi legat niciodată de familia mea. Și în primul rând, Alina Teodor, că nu te duce cap. Dacă aveam ceva de ascuns, nu mi-afișam familia. Tu o dai, domne, și-a afișat familia pentru 2-3 lei. Măi, da, la tine totul se rezumă la bani. Măi, Alina Teodor, atât de foame ți este, eu am văzut și am constatat că tu ai o problemă, că tu ești însurat, că nevastă ta e la ragaz, dar nu e. Că tu ai copil, dar n-ai. Păi dacă aveai ce spuneai tu, la cât spune lumea de tine că ești băiețel cu mustață și fustiță, îți spuneai nevasta. Dar eu n-am nimic de ascuns. Eu v-am arătat. Și am arătat lumii întregi că nu sunt o bagaboantă fără familie, fără casă, fără masă. Am arătat că am un statut, că am o stare civilă și că nu mi-este rușine și sunt mândră de ceea ce am. Dar pentru că voi nu aveți ce să arătați, ai cura să pui poză cu băiatul tău, dar nu-l știe nimeni, cu nevasta ta care nu știe nimeni, pentru că n-ai așa ceva. Asta e diferența între mine și tine, că oricum și că îi pui și că nu-i pui, toți înjură lumea. Dar bine, numai ea nebuni. Cam asta e diferența între logica ta și logica mea. Măi, Alina Teodor, ăsta care spui că ești însurat, dar de fapt n-ai pe nimeni. Că te cunoaște Violeta, nu este adevărat, n-ai nevastă. Și nu mă fă să încep să vorbesc cu adevărat ca să vadă toată lumea cât de mincinos ești. Ia-ți gura după mine și după copiii mei și după familia mea și nu mai încercați voi să vă scoateți voi bazma curată, că am văzut că și lumea în live-ul vostru vă spune multe. Stați cu minți că deja lumea v-a citit cât de pervers sunteți. Am văzut că ieri, cred că o oră, ați vorbit de pandele. Nu mai țin minte că a fost înregistrat, că am mai multe filmări de la voi. Ați vorbit de pandele. Violeta îmi dă mie replică la vlogul de ieri că m-am schimbat foarte mult. Și nu știe de când. Că ea nu l-a susținut pe Sorinache. Și că atunci noi, de fapt, eu m-aș fi supărat pe ea că nu mai imposta mie pe grupuri vlogurile. Că până atunci mă plăcea și mă urmărea și îmi distribuia vlogurile pe grupurile ei. Măi, Violeta, eu am înțeles un lucru, că de multe ori o iei randeaua rău de tot. Păi dacă mă deranja lucrul ăsta, poate că aveam o problemă. Nu mergea bine. Dar ce să vezi, mă? Și fără grupurile tale, mie mi-a mers. De ce că mă... De ce? Că sunt corectă, că sunt reală. Voi acum, și tu și Monica, spuneți că m-am schimbat. Păi, măi, Violeta, prin ceea ce ai spus tu, un om înțelept, te-a citit. Că tu m-ai apreciat și nu m-ai apreciat când te-ai împrietenit cu Chirteșiu. Acum spuneți că n-ați fost niciodată prietene,
Dar știi destul de bine, dacă mai ți-aduce aminte discuția pe care am avut-o pe grupuri, că îi spuneai lui Chirteșiu, doamnă, oricum eu nu o să mai am treabă cu femeia asta și nu o să-i mai postez. Că nu mai mă regăsesc. Dar de ce nu te mai regăseai? Că îl criticam pe transpiratul? Păi vedeți, mă, cum voi singure, care sunt oameni înțelepți, și-au dat seama că tu nu m-ai mai plăcut pe mine de când cu transpiratul. Pentru că eu l-am citit pe transpiratul de la bun început, cât de pervers și cât de fals este. Și asta te-a deranjat, că am dat în favoritul vostru, în ăla care postai tu și făceai comentarii și făceai postări despre el. Păi și atunci, unde, cine s-a schimbat? Eu sau tu? Nu cumva tu? Pentru că s-a văzut cu ochiul liber că la mine cine greșește, chiar și pe transpiratul, l-am lăudat când a avut dreptate, dar când am văzut că e parșiv, am zis, opa, stai așa că nu e așa. Și atunci eu am mers în linie dreaptă. Voi ați deraiat. Și care e schimbarea? Păi vezi că tu singur ai recunoscut că tu n-ai mai fost de acord cu ceea ce spuneam eu, că jignesc. Măi, fetiță, măi, Violeta, tu profiți de ocazie că o mare parte din telespectatori nu mai sunt de la puterea dragostei. Dar eu acum rog toți telespectatorii să treacă așa în revistă vlogurile mele. De la primul vlog. Eu pe toți i-am criticat. Și aceeași persoană am rămas. Eu nu sunt ca voi să devin fanatică. Eu pe toată lumea critic, pe toată lumea laud, pe când voi lăudați, decât lăudați pe ăla pe care îl vreți voi. Și ați devenit fanatice. Aici e diferența între mine și voi. Eu niciodată nu te-am văzut pe tine, Violeto, să-l critici vreodată pe Chirescu, pe care l-ai susținut. Eu vorbesc acum de ce ai fost în online și te-a văzut toată lumea. Când Chirescu a greșit la greu, niciodată nu l-ai criticat. Pe jandarmul, la fel, nu l-ai criticat niciodată. Pe Virginica, de când o susții, nu vezi nimic greșit la ea. Păi vezi, mă, care e diferența între mine și voi? Aici este problema. Și tu mai spui o chestie, că sunt foarte multe de spus, că, domne, eu am susținut-o pe Virginica că m-a rugat jandarmul. Mămălași, nu cumva iar minți? Nu cumva tu ai susținut-o pe Virginica că i-a scris măsa lui Alin Teodor și ție ce s-a întâmplat cu Roberta și că vă mulțumea? Și că trebuia să mai ai motive să faci live-uri și de susținere ca să ai oameni pe live? Păi, măi, Violeta, tu crezi că eu am ciungă în păr? Păi iau alea din live-ul tău care te cred. Dar cu mine nu prea vă merge. Și apropo, tu spui acum că m-am schimbat. Mă, fetiță, nu m-am schimbat. Și în primul rând, eu am avut de-a face, știi destul de bine, cu Felicia Cildrea și tare sunt, am așa un dubiu, că una dintre voi, ori tu, ori aia de la Caracal, erați Felicia Cildrea și sunt vlogurile unde și pe ea o criticam, m-am certat cu Viperele Vesele, am vorbit de rău, de Rea și de Tina, când voi nu existați pe platforma YouTube, erați decât pe grupuri, scriați. Am vorbit la adresa lor, la mine nu există persoană care să greșească și eu să nu spun, ați greșit. De ce? Că Rea și Tina o luase să susțină toți concurenții răi. Și cu Viperele Vesele am avut, dar Rovana niciodată n-a ieșit în public să facă ce faceți voi, pentru că era conștientă că am dreptate, într-un fel sau altul, când a vorbit cu Radu și cu Kinga și îi dădeau ei informații, când o obliga pe Natalia să nu facă cuplu cu transpiratul. Deci, vedeți, la mine nu s-a schimbat nimic. Voi v-ați schimbat și vă dați acum cinstite. Și arătați cu degetul spre mine. Și mai spuneți, domne, acum a început să dea în telespectatori. Nu! Am început și n-am început. Am dat tot timpul în ăștia telespectatorii care, vezi, doamne, se dau telespectatori, dar de fapt abordează concurenții, le spune ce să facă în emisiune, cum făcea Felicia Cildrea cu Maria a lui Marinescu. M-am certat cu părinții concurenților de la bun început pe ea care îi criticam.
care erau mai puțin ok, ca și părinți, că, na, cum erau odrazlele, erau și ei. Deci la mine nimic nu s-a schimbat. Eu am rămas aceeași, pe linie dreaptă. Mai spune una de la tine, cred că aia, Grai, că aia vorbește mult prost și fără rost. Domne, dar ce are cu noi? Dar de ce găsiți, de ce vă uitați la efect? Eu n-am de unde să vă știu. Vă aud pe voi că țineți partea lui Viorela și lui Alin, care nici ăsta nu știu de unde l-a pogărât Dumnezeu pe Alin Teodor, dar oricum toată lumea s-a convins de el că e plecat cu Sorcova, și vorbiți și voi de mine. Și mai mă înjurați și voi, mai mă jigniți și voi, și atunci eu ce vreți să vă fac? Să vă spun să rămână? Păi nu vă dau și o replică. Joc cu foamei care e foamea în ea kilometri, dar vorbește să n-adoarmă. Mai spuneți, domne, a râs de una, am auzit și eu de una care e bolnavă. Păi femeia aia m-a jignit, eu nu știam că e bolnavă. Eu nici nu știam că există. Și n-am știut de voi că existați. Până n-ați vorbit voi de mine, de unde vă știam eu? Găsiți cauza, dacă aveți creier. Găsiți cauza și atunci poate înțelegeți de ce am eu reacțiile astea. Cum era la pizza. Nu știam, n-aveam treabă cu ea. A vorbit de mine. Atunci hai să încep și eu. Flower Boom. A vorbit de mine. Nu știam că există. Atunci vă dau și eu, vă las o dată, de două ori, de trei ori. Păi voi, de ce vă băgați voi în rahat, necunoscând substratul? Viorela Lis vorbea cu Transpiratul, vorbea cu Chirescu, se întâlnea cu el pe acasă, îi dădea întâlnire la ea acasă, se întâlneau prin mall și spune, domne, dar ce are ea cu noi? Păi ce, noi comandăm ce să facă ea? Păi nu, mă, eu nu vă comand. Eu spun lumii întregi ceea ce faceți voi. Ca să vadă lumea că nu sunteți telespectatoare normale. Că sunteți telespectatoare fanatice. Iar tu, Monica... Deci nu vreau să-mi dau drumul la gură și să spun că ți-am luat apărarea, știi tu, când a venit femeia aia și spunea în live multe despre ceea ce faci tu. Și am închis subiectul și i-am dat și bloc. Tu acum spui că am vorbit eu de copiii tăi sau că am lăsat să vorbească de copiii tăi, că m-am schimbat, că nu mai sunt mulți la masă. Păi măi, femeie, știi cine nu mai e la masă cu mine? Fanatici. Eu v-am spus de foarte multe ori, nu încercați să vă dați prietene cu mine ca să vă țin, să vă susțin. Fanatism. Nu există așa ceva. Stați cu mine pe live dacă vă țin bocancii, că eu voi da în concurenții voștri când vor greși. Aveți atâta asumare încât să rezistați? Sau veniți cu contraargumente? Eu n-am cum să vă laud. Păi tu, Monica, scuză-mă pe mine, ai zis că ești cu Ștefania, din câte mi-aduc eu aminte, sau cu Cosmin, după care n-ai mai fost. Ai fost cu jandarmul, cu Creața, acum ești cu Virginica. Și de ce nu reziști să ți se spună și ce fac rău? Și atunci te fac fanatică? Și de la mine... El a plecat că nu țineam cu Virginica și că nu eu lăudam pe Virginica. Mihaela a plecat că nu țineam cu Creața și cu jandarmul, dar ea a venit și mi-a adus mie dosarii Creței. Păi vedeți care e diferența între mine și voi? E o diferență mare, credeți-mă. Că eu sunt corectă. Că eu spun de la capul locului. Eu nu țin cu nimeni. Pe Robert am criticat-o, a postat aia... umor offline și toate ați postat. Ia uite ce vorbea pe Roberta și acum o laudă. Păi da, asta e diferența. Că eu critic când e de criticat, laud când e de laudat, dar voi nu. Tu, Monica, asta, Violeta, care o susțineți pe asta, pe Virginica, ați uitat ce a făcut cu Alena. Acum, ce a făcut cu Elena, că din neant s-a trezit ea să o denigreze și să scoată în evidență, e o părere. Ea n-a făcut atac, ea a făcut o părere. A cerut o părere de la băieți. Ați spus? De ce? Că sunteți ca ea. Și că vă dați corecte și de fapt nu sunteți. Iar pe asta care a spus că vorbesc de oameni bolnavi, păi femeia aia a vorbit de mine și mi-a zis că sunt o femeie cancer. Cred că acum așa dat cu reveneală și a înțeles că de fapt de la ea a pornit. Tot, că eu nu o cunoșteam. Nici nu știam cine e. Nici nu știam dacă există. Iar asta de la Caracal, Veta de la Caracal,
Păi dacă eu îți spun, măi femeie, fii telespectator normal, măi, nu mai șantaja concurenții, să-ți dea ție informații, să-i suni, să le suni adminele, să le suni telespectatorii, de ce intrați acolo, nu mai stați la Mihaela, veniți la Robertică, nu mai stați la Robertică, duceți-vă la Mihaela. Mihaela, nu du parfumul lui Robert. Alo, femeilor, v-ar plăcea să aveți, vă place ce face Veta de la Caracal cu Garcia? Dacă sunteți mame, vă place? Aici este problema, că voi ați vrea ca eu să tac și să vă las pe voi să faceți ceea ce considerați voi. Să faceți jihad cu acești copii. Și să ne uităm la emisiune, dar de fapt să vedem nebunia voastră. N-am nimic cu voi, faceți ce vreți, dar nu vă supărați când eu vin și spun ceea ce faceți. Dar pentru că vreți să mă scoateți pe mine vinovată în toate punctele de vedere, lumea adevărată care mă urmărește de la început știe destul de clar că voi sunteți niște mincinoase și că voi mă atacați cu niște chestii pe care eu nu le-am făcut. Eu nu m-am schimbat. Voi ați devenit fanatice și sunt bună doar când vă laud concurenții voștri. Dar ce credeți? Vi laud dacă merită. Dacă nu merită, nu. Devenim dușmani. Pentru că eu nu sunt ca voi. Cam asta este diferența între mine și voi. Și mai ales asta de la Caracal, care acum, ferească-mă Dumnezeu, mi-a demonstrat că e cea mai, cea mai periculoasă dintre voi. Și cea mai tupeistă. Și aia cu linie pe buletin. Ce zonie ești? S-a văzut cu ochiul liber că femeia e plecată cu Sorcova. Și așa că de lângă masa mea au plecat doar ăia care sunt pe altă cărare, care nu sunt cu Dumnezeu, care nu sunt cu credință, care nu sunt corecți. Și v-am mai spus și vă repet, apa trece, pietrele rămân. Și în 5 ani de zile de când sunt eu în mediul online, am cunoscut oameni. Că dacă vă dau nume, nici nu-i mai știți, că nu mai sunt. Și am fost prieteni, după care am devenit dușmanca lor. De ce? Că sunt ca voi. Și nu au ținut cont că eu niciodată nu mă voi schimba. Și-l aveți cel mai bun exemplu pe Denis, care am vorbit cu el foarte mulți ani. Și pentru că începuse să devină fanatic și trebuia să-i o laud pe Bianca Mândru și pe Patricia, s-a rupt filmul. Așa că, dragii mei telespectatori, cei care auziți acest vlog și care mă știți, vă rog frumos, cât puteți dumneavoastră de sinceri să fiți, să lăsați comentarii. Cine are dreptate? Eu sau el? Și încă o dată vă fac apel public, chiar și lui Sas, chiar la toți, nu există. Dacă vreți să arătăm lumii întregi care este adevărul, invitați-mă la voi în live, că la mine în live voi nu veniți, că vă e frică. Vin eu la voi. Și să vedem, aveți argumente? Și nu mai vorbiți pe la spate ca niște curbe. Vorbiți față în față, ca să pot să vă combat la ce minciuni îndrugați voi acolo. Dacă sunteți corecți. Dacă nu, mergeți și vorbiți pe spate, că încet, încet lumea se va convinge de voi. Și apropo, asta de la Caracal, care tot spui că pe cine am susținut eu a plecat acasă. Eu te întreb pe tine. Pe cine ai susținut tu Veta de la Caracal și a luat final? Și a avut un comportament cuvincios în această emisiune. Dăm un simplu exemplu. Pe nimeni. Pe toți care i-ai susținut și ai urlat ca o descreierată, au plecat pe ușa din dos cu coada între picioare. Ceea ce sper ca și Garcia să ajungă tot pe ușa din spate. De ce? Ca să dea o lecție stafful cine se asociază cu tine
se distruge ca om. Și aștept numele câștigătorului pe care tu l-ai susținut. Să vedem. Singurul care a trecut așa prin apă, că nu vă știam, nu credeam că sunteți atât de malefice, a fost Sorinache. Dar credeți-mă că și staful regretă că l-a dus pe om, omul ăsta în canal de. Că se vede acum parșivitatea lui, cum vorbește de doamna Mantea. Mantea, eu fiind mai mare ca doamna Mantea și aș putea să spun și n-ar fi un afront să-i vorbesc la pertu, dar totuși e o doamnă. Iar ăsta, transpiratul, îi vorbește Mantea de la pagina 5. Iar tu asta de la Caracal, acum n-ai mâncat usturoi, nici gura nu-ți miroase, n-ai vorbit niciodată de staff, ai uitat sau erai beat atunci când ai țipat că distruge misiunea. Când ai înjurat-o pe doamna Mantea, când ați vorbit într-un mare fel de ea și în primul rând faptul că accepti în live-ul tău să se vorbească de ea, ești de acord. Eu n-am permis niciodată. Mai are Leonard anumite momente și spun să-ți fie rușine. Rușine! Nu ai voie. Iar voi ați permis. Și acum doamna Mantea vă ține ciobanul în emisiune și vi-l hrănește. Și vă hrănește și pe voi să vă fie rușine. De aici se vede caracterul vostru. Ca oameni să vă fie rușine. Și dacă, repet încă o dată, dacă aveți ceva de comentat, oricând, la orice oră, intru cu voi în live. Unde vreți voi? Și să vorbim față în față. Și să vă arăt că am argumente și că voi analizați decât efectul și îl dați numai parșivește în favoarea voastră. Iar eu nu m-am schimbat de la primul vlog până acum. Că spuneți că sunt porcoasă. Păi eu nu blestem. Eu etichetez și sunt expresii în urma acțiunilor lor, constatări, dar voi nu înțelegeți. Voi nu știți ce înseamnă o constatare față de o jignire. Dacă vă fac prost, voi considerați că vă jignesc. Nu. E o constatare. Că dacă te fac deșteaptă, nu te jignesc. Măi, astea care sunteți înțelepte. Și încă o dată, vedeți, părinții acestor concurenți pe care eu i-am criticat sunt atât de raționali și de conștienți că am dreptate, chiar dacă îi deranjează, chiar dacă îi ustură când le critic copiii. Dar sunt conștienți, băi, dacă ai greșit, asta e, asumă-ți că ești pe TV. Femeia are dreptate, vorbește de tine ca de un personaj, pentru că ai avut fapte urâte. Îndreaptă-te că ce-ți spune ea e lucru bun. Ăștia sunt părinți adevărați. Nu jigodii care încep să mă înjure pe mine și să-și țină în brațe fata sau copilul, băiatul. Asta e, îmi cer scuze că închid așa repede, dar îmi bate cineva la ușă și continuarea va fi în următoarea zi. La revedere, vă pup cu draga voastră, Laura.